pare că de mult trăiau uriași pe acest pământ, dar inima lor cerea era pe Domnul nu-l urma. Fă-ți noi o arcă și intră în ea, aceasta e porunca mea. Ape mari voi ridica, dar familia ta o voi salva. Toate animalele au găsit un loc în arca ce noi a construit. Așa și eu voi fi salvat în Domnul meu minunat. Cum toate animalele au găsit un loc în arca ce noi a construit, așa și eu voi fi salvat în Domnul meu minunat. Doi cangurei să dau spre arcă, chepari ar fi vrut să îi întreacă. Țestoasele mergeau liniștite ca locurile pregătite. Două girafe, maimuțele și zebre aleargă în galop, și câte două păsărele salvate-s toate de potop. Toate animalele au găsit un loc în arca ce noi a construit, așa și eu voi fi salvat în Domnul meu minunat. Și voi, copii, a plouat atât de tare că munții s-au acoperit de ape. Oamenii răi au fost nimiciți, dar Dumnezeu i-a salvat pe Noe, familia sa și câte o pereche din toate animalele de pe pământ. Cu Domnul Noe a umblat, porunca lui a ascultat. A fost un om neprihănit și iată milă a primit. De mic copil fii credincios, aleargă-ntruna la Hristos și viața ta o va salva, păstrează-l în inima ta. Toate animalele au găsit un loc în arca ce noi a construit, așa și eu voi fi salvat în Domnul meu minunat. Domnul totuși i-a hrănit, mană dulce a mâncat, mană din...
Israel. Domnul ne însoțește și pe noi la fel. Dragostea lui ne va copleși, zi de zi stăpânul ne va ocroti. Deci nu cârti, ci crede în el. Mană, burger, mană, chips, din cermană le-a trimis. Zi și noapte au bombănit, Domnul totuși i-a hrănit. Mană dulce au mâncat, mană din ce a plouat. Domnul zi de zi s-a îndurat. Mană, burger, mană, chips, din cermană le-a trimis. Zi și noapte au bombănit, Domnul totuși i-a hrănit. Mană dulce au mâncat, mană din cer a plouat. Domnul zi de zi s-a îndurat. Domnul zi de zi s-a îndurat. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica.
a fost trădat și-n temniță aruncat. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Chiar și-n închisoare Iosif a rămas credincios și tare la fiecare pas. Dincolo de ziduri Domnul îl privea și prin faraon o cale pregătea. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. A venit vremea când cu mâna sa Domnul slavei l-a ridicat. Acum fii atent! Pentru că Egiptul hrană mai avea, au venit și frații să cumpere ceva. Iosif i-a primit și nu i-a condamnat, ci cu bunătate viața le-a salvat. Iosif a fost credincios Domnului în fiecare situație și a ales să facă binele chiar și atunci când a avut de suferit din cauza aceasta. Așa că fii curajos și alege mereu calea Domnului. La vremea potrivită, El te va ridica. Hai să cântăm asta împreună! Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun mă va ridica. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun mă va ridica. Domnul bun mă va ridica. Eu și amici am rătăcit drumul înapoi. Chiș, stăpânul, și-a trimis fiul după noi. N-a găsit nimic, dar Domnul planul i-a schimbat, căci profetul l-a pus la masă și l-a ospătat. Hai cântă, Iha, Iha, nu te rătăci și ascultă vesel pe Domnul. Pe Saul l-a primit și l-a uns ca împărat, cum Domnul a poruncit. Sper ca tânărul acesta, chipe și plăcut, să nu uite cine este și ce are de făcut. Hai cântă, Iha, Iha, nu te rătăci și ascultă vesel pe Domnul. Salva poporul său prin el. De-i supus și credincios, pace va avea. Altfel gloria și domnia i se vor lua. Hai cântă, Iha, Iha, nu te rătăci, ascultă vesel pe Domnul în fiecare zi. Hai cântă, Iha, zicem asta împreună. Așa că hai să cântăm încă o dată. Și hai cântă.
naști un fiu, dar Sara nici de cum nu a crezut. Ascultă ce s-a întâmplat mai departe. Lunile încet s-au scurs, purtica ei a tot crescut. Minune chiar sub ochii lor, împlinirea profețiilor. La anul cum a fost prezis, s-a născut Isaac promis. Un bebe mic cu ochi căprui, binecuvântarea Domnului. După ce promisiunea Domnului s-a împlinit. Oh, wow! Căminul lor a renăscut, de zâmbete iar s-a umplut. Acest copil le-a arătat că Domnul rugăciunea le-a ascultat. Deci nu uita când te îndoiești, că Domnul împlinește orice cuvânt ce l-a rostit. El face pentru tot ce-a promis. Să râs, ha, 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 un copil eu, ha, ha. Dar pentru Domnul ce-i prea greu, nimic nu imposibil pentru el. Să râs, ha, 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 un copil eu, ha, ha. Dar pentru Domnul ce-i prea greu, nimic nu imposibil pentru el. Și-al său frate geamăn Esau, fiii iubiți ai Rebecă erau. Esau avea dreptul de întâi născut, dar asta lui Iacov deloc nu i-a plăcut. Din pântecul mamei cei doi se luptau, Rebecca simțea lovituri ce dureau. Rivalitatea între ei a crescut și în loc de pace război au avut. Frați și surori, voi să învățați să vă iubiți, să vă acceptați, să țineți minte când vă cercați, că orice faceți, tot frați rămâneți. Și spun cu minții ascultători și veți găsi a iubirii comori. Frați și surori dragi, rămâneți pe calea Domnului. Sau cel mai mare era vânător, Iacov în spate era un eltitor. Atât își dorea dreptul fratelui său, că a fost gata să înșele și să facă orice rău. La Isaac el s-a dus în Esau deghizat, și astfel Iacov ajunse campion la trișat. Familia s-a rupt, totul s-a năruit și Iacov de acasă departe a fugit. Frați și surori, voi să învățați să vă iubiți, să vă acceptați, să țineți minte când vă certați, că orice faceți, tot frați rămâneți. Vi spun cu minți și ascultători și veți găsi a iubirii comori. Frați și surori dragi, rămâneți pe calea Domnului.
Iacov s-a măturizat și înspre casă cu ai să-i fie plecat. Esau nici el nu mai era supărat. Cei doi s-au iertat și mulți s-au bucurat. Și acolo cei doi frați s-au îmbrățișat. Relația în familie din nou s-a îndreptat. La ce-a fost în urmă plângând au privit, înțelegând cât de mult au creșit. Frați și surori, voi să învățați să vă iubiți, să vă acceptați, să țineți minte când vă certați, că orice faceți, tot frați rămâneți. Fiți buni cu minți și ascultători și veți găsi a iubirii comori. Frați și surori dragi, rămâneți pe calea Domnului, învățați să vă ascultați. Dragi copii, v-am spus povestea familiei mele. Nu uitați că voi sunteți frați și surori în Domnul. Deci iubiți-vă unii pe alții și iertați-vă așa cum și Dumnezeu ne iartă pe fiecare. Amintiți-vă cântecul meu, orice faceți, tot frați rămâneți. Fiți buni cu minți și ascultători și veți găsi a iubirii comori. Frați și surori, dragi, rămâneți pe calea Domnului. Pregătește-te să asculți cum a început uimitoarea aventură a lui Moise. Povestea a început în Egiptul de demult, cu un prunc israelit ce în lume a venit. Pe nume micul Mou, într-un coș a fost pitit, și apoi pe râul Nil a plutit el liniștit. Orice băiețel din poporul Israel să fie nimicit, faraon a poruncit. Dar prințesa l-a găsit, pe Mou l-a pescuit, cu grijă l-a crescut, până mare s-a făcut. Când Domnul e viața ta, el în bine răul va schimba. Nu înceta să te încrezi în el mereu. Da, Domnul are un plan, nimic din ce pățești nu e-n van. Află-ți chemarea și mergi cu el. Moise a crescut și mult rău a văzut, dar știa ce-i drept, să faci ce e corect. Vedea pe frații săi bătuți de oameni răi, atunci a răbufnit și pe unul l-a lovit. Când a aflat, faraon l-a condamnat. Mou s-a speriat și îndată a plecat. Din prins în Egipt, la oi a ajuns, și 40 de ani a tot căutat răspuns. Când Domnul e în viața ta, el în bine răul va schimba. Nu înceta să te încrezi în el mereu. Deci nu e-n ban, află-ți chemarea și mergi cu el. Oh, oh, oh. Căci într-un coș pe ape, ca Moise de plutești, când nu știi clar direcția, cu Domnul izbutești. El scrie a ta poveste, te face un erou. Află-ți dar chemarea și mergi cu el din nou. Într-un coș pe ape, ca Moise de plutești, când nu știi clar direcția, cu Domnul izbutești. El scrie a ta poveste, te face un erou. Află-ți dar chemarea și mergi cu el din nou. Când Domnul e în viața ta, el în bine răul va schimba. Nu înceta să te încrezi în el mereu. Da, Domnul are un plan, nimic din ce pățești nu e în van. Află-ți chemarea și mergi cu el. Oh, 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 da.
dimineață m-am trezit. Ce am auzit? Împăratul nostru un decret a dat, pe urmă l-a semnat. 30 de zile le-a interzis să se închine Domnului, dar cred că Daniel tot se va ruga și la noi îl vor arunca. Înțeleptul Daniel, oare ce se va întâmpla? Domnului se va ruga. Atunci prânzul nostru el va deveni sau Domnul îl va izbăvi. Cu înțeleptul Daniel, oare ce se va întâmpla? Domnului se va ruga. Atunci prânzul nostru el va deveni sau Domnul îl va izbăvi. Păratul n-ar fi vrut să-l dea pe Daniel, dar decretul îl forța. El spera ca Dumnezeu să-l scape în vreun fel, așa că ni l-a dat. Și noi ne-am bucurat când pe Daniel au aruncat. Înfometați eram, ne-am așezat la masă, ce bine mirosea, pregătiți eram. Înțeleptul Daniel, oare ce se va întâmpla? Domnului s-a rugat. Și acum prânzul nostru el va deveni sau Domnul îl va izbăvi. Înțeleptul Daniel, oare ce se va întâmpla? Domnului s-a rugat. Și acum prinzul nostru el va deveni sau Domnul îl va izbăvi. Leul spune rugăciunea și la masă stăm frumos. Leoaica spune papă tot, dar... Dar ce se întâmplă? Leule, iată porunca Domnului. Daniel a fost credincios Domnului și s-a rugat lui în ciuda decretului împărătesc. De aceea nu ai voie să te atingi de el. Nimic rău nu-i se va întâmpla, pentru că Domnul însuși a poruncit să fie izbăvit. Și dinspre de dimineață când m-am trezit, cine a venit? Împăratul Darius e chiar aici. Daniel, el a rostit. Spre uimirea lui, Daniel era viu și neatins. Atunci deodată din groapă l-a scos, tare bucuros. Cu înțeleptul Daniel, oare ce se va întâmpla? Domnului s-a rugat. Prânzul nostru el n-a devenit, Domnul l-a izbăvit. Cu înțeleptul Daniel, oare ce se va întâmpla? Domnului s-a rugat. Și prânzul nostru el n-a devenit, Domnul l-a izbăvit. Ok, le înțelegem pe toate, dar nouă tot foame ne e. Cei ce l-au acuzat pe Daniel groapă au fost aruncați. Așa că, dragi copii, mai bine în orice zi de Domnul să ascultați. Cei ce l-au acuzat pe Daniel groapă au fost aruncați. Așa că, dragi copii, mai bine în orice zi de Domnul să ascultați. Așa că, dragi copii, mai bine în orice zi de Domnul să ascultați. Moise și poporul Israel din Egipt ei au plecat cu zel, dar la Marea Roșie s-au oprit. Egiptenii răi i-au urmărit, dar Domnul Marea pentru ei a despărțit, ca să treacă orice israelit. Și pe mine mă va ajuta, că va fi mereu cu cei ce îl vor asculta. Copii, hai să cântăm împreună! Dar Domnul
întreacă orice israelit și pe mine mă va ajuta. El va fi mereu cu cei ce îl vor asculta. Pentru că Daniel s-a rugat, oameni răi la lei l-au aruncat. Dimineață regele a venit ca să vadă dacă a murit. Dar Domnul l-a salvat din groapa leilor, i-a trimis din ceruri ajutor. Și pe mine el mă va scăpa, că va fi mereu cu cei ce îl vor asculta. Dar Domnul l-a salvat din groapa leilor, i-a trimis din ceruri ajutor. Și pe mine el mă va scăpa, că va fi mereu cu cei ce îl vor asculta. Dar uneori asta ni se întâmplă și nouă, nu-i așa? Noi copiii trecem uneori prin momente când nu ne e ușor. Mi se pare că totul-i foarte greu și uităm de ajutorul său. Dar Domnul e puternic și e iubitor și așteaptă să vină în ajutor. Și pe tine El te va scăpa, că va fi mereu cu cei